United a avut parte de un meci de infart la Reșița. Gazdele de la Muncitorul au început furibund și au condus cu 1-0. Gălățenii au reușit să egaleze, dar au reușit acest lucru abia în ultimele secunde ale primei reprize prin Jovanović. Repriza secundă a fost echilibrată, iar cu 5 minute înainte de final, scorul era 1-1. Muncitorul a marcat, lucru care i-a enervat pe gălățeni. United a marcat 4 goluri consecutive prin Jovanović și Apostol, care au reușit câte o dublă. Gazdele au revenit la 3-5, însă Ivan a închis tabela la scorul de 6-3 pentru United. Echipa gălățeană a învins datorită plusului de valoare și de experiență. United are probleme la meciurile de pe teren propriu când evoluează în fața propriului public. Poate că formația lui Asandei ar trebui să depună o cerere pentru a juca toate partidele pe teren străin.